Bună ziua, bună seara, nu știu că acum la ce oră vedeți voi acest videoclip. Da, mă adresez și cu bună ziua și cu bună seara în aceeași măsură. Vă mulțumesc tuturor pentru comentariile frumoase pe care le lăsați, pentru ideile de etaler, să știți că voi ține cont de ele. Dacă cumva se întâmplă să nu țin cont de o idee de etalare, este pentru că nu am văzut-o. Știu că cineva mi-a zis să fac și pentru persoane singure și pentru persoane văduve. Urmează să le fac și pe acelea fără probleme, le-am notate. Dar dacă cumva vedeți că trece timpul și nu fac anumite idei de etalări, o să vă rog să le rescrieți încă o dată, pentru că e posibil să nu le văd. Nu pentru că nu vreau să le fac. Voi ține cont de toate ideile, indiferent despre ce idei vorbim. Bun. Acest videoclip de astăzi se intitulează Ce urmează între noi doi? Adică între voi doi, între cei care vedeți acest videoclip și la cine vă gândiți voi, da? Indiferent că este pe parte de muncă, pe parte sentimentală și așa mai departe. Avem trei variante, varianta 1 muf, varianta 2 verde și varianta 3 portocaliu, dar până vă hotărâți ce variantă alegeți, o să vă spun două lucruri. Primul, ca să nu uit de ele, este sfatul de dragoste care urmează să se facă în perioada 11-27 februarie. Da? Cei care sunteți de mai mult timp pe acest canal știți exact despre ce vorbesc. Ceilalți puteți să urmăriți în rubrica playlist și veți vedea acolo despre ce este vorba. Oricum o să refac videoclipul și o să-l pun exact cu data când se face. Tot atunci, în acea perioadă, se poate face și apa de bani, dar apa de bani se poate face maxim pe data de 23 februarie, nu mai mult de atât. Da, pentru că are nevoie de cele 3 zile și atunci numai bine ne încadrăm în termenul care trebuie. Faceți-le doar în perioada în care vă anunț eu, nu în orice perioadă, pentru că după se poate întâmpla, în loc să le faceți pentru voi, să le faceți contra voastră. Atenție mare la acest aspect. Până atunci puteți să faceți sfaturile de protecție, pentru că acele sfaturi se pot face oricând, în orice perioadă doriți voi. Bun. Asta v-am spus. Acum o să vă mai povestesc ceva legat de partea de zodii, pentru că cineva mi-a lăsat la un moment dat un comentariu și mi-a spus că nu este bine cum fac partea cu zodiile, că trebuie făcut diferit. Ok, dar în același timp o să vă povestesc și o întâmplare a unei persoane care mă urmărește și care a avut curajul să îmi povestească acest aspect, acest lucru, ca să zic așa, bine, mi l-a povestit cumva personal, dar mi-a dat voie să îl spun, să vi-l povestesc și vouă, doar că nu o să dau nume sau zodie sau chestii de genul, da? Adică rămâne oarecum, o parte rămâne privată. Bun, la un moment dat, într-o etalare, am spus că o anumită persoană sau o anumită zodie își întâlnește sufletul geamăn. Bineînțeles că persoana respectivă a așteptat ziua respectivă, a vrut să vadă dacă într-adevăr își întâlnește sufletul geamăn sau sufletul pereche. Și întâmplarea a făcut ca după foarte mult timp să își găsească animăluțul preferat. A avut la un moment dat un animăluț, l-a pierdut și în ziua respectivă a găsit animăluțul respectiv. Nu a băgat în seamă, nu a dat importanță, după care a stat și s-a gândit și s-a uitat, că știa și zodia, când ce zodia are animăluțul respectiv, și s-a uitat și la zodia respectivă și au coincis zodiile. Și abia atunci și-a dat seama că acel animăluț, chiar dacă a fost plecat o perioadă mai lungă, s-a reîntors acasă pentru că trebuia să acel animăluț să stea în casa respectivă. Și uite așa, și-a dat seama că nu era vorba despre o anumită persoană, ci despre un animăluț. Favorit, preferat, cum vreți voi
să-l numiți. Așa că la mulți dintre voi, chiar dacă uneori vi se pare că nu ați rezonat cu zodiile pe care eu le-am spus pentru ziua respectivă, este bine să stați să vă gândiți exact ce vi s-a întâmplat în ziua respectivă și să revedeți videoclipul și să vedeți cât din ce v-am spus s-a potrivit și cât nu. Și dacă știți și zodia în care aveți ascendentul, cu atât mai bine, pentru că puteți asculta și acolo și să puneți lucrurile cap la cap și să vedeți exact. Și o să vedeți că multe lucruri se potrivesc. Acum, se poate întâmpla să nu vi se potrivească în fiecare zi sau să nu vi se potrivească la toată lumea, pentru că e ceva normal, dar gândiți un pic mai în esență, nu la suprafață. Pentru că dacă gândiți doar la suprafață, spuneți imediat din start, mie nu mi se potrivește, nu aranjez bine cărțile, nu faci cu tare. Ok, dar gândiți lucrurile mai în profunzime și o să vedeți că chiar vi se potrivesc. V-am spus, posibil să nu vi se potrivească într-o săptămână, dar să vi se potrivească într-a doua sau o zi da, una nu, pentru că, e clar, etalări generale, nu personale, dar uite că se potrivesc. Mai în glumă, mai în serios, dar persoana respectivă și-a dat seama că îi se potrivesc acele zodii și chiar le urmărește din acel moment și a văzut că pe zi ce trei, o singură zi, cred că nu i s-a potrivit sau nu s-a gândit mai în profunzime, dar în rest îi se potrivește în fiecare zi ceea ce spun îi se întâmplă. Deci am cel puțin o confirmare clară că zodiile pe care le fac sunt bune și se potrivește pentru anumite persoane. V-am spus, sunt etalări generale, nu personale. Dacă mă urmăriți 10.000 de persoane, e clar că nu sunt valabile pentru 10.000 de persoane. Dar dacă sunt valabile pentru 1.000, eu sunt mulțumită. Ok. Bun, dar să trecem la etalarea noastră, pentru că deja am vorbit prea mult și sper că a fost și un fel de amuzament pentru voi această întâmplare și v-am făcut, dacă urmăriți acum seara acest videoclip, v-am făcut seara poate puțin mai frumoasă. Ok. Dar haideți să trecem la ale noastre, să vedem pentru prima variantă, și anume varianta MOV, ce urmează să se întâmple între voi doi. Cei care ați ales varianta MOV. O să întrebăm cărțile pe culori, da? Pentru că chiar dacă am zis noi prima variantă 1 MOV, 2 verde, da? Noi întrebăm cărțile pentru culori. Haideți să vedem ce urmează să se întâmple între voi doi. Din câte văd aici, unii dintre voi v-ați separat, alții încă nu, dar urmează. Pentru unii, dacă este cumva prima separare, este posibil să fie o separare temporară. Pentru alții, această separare e posibil să fie definitivă. Și este, de ce o să spun că e definitivă? E definitivă pentru că voi ați aflat anumite lucruri despre această persoană, dar o să punem și aceste cărți pentru varianta MOV, ce se va întâmpla între voi doi. Hai să vedem ce se va întâmpla între voi doi. Bun. Voi ați descoperit, cei care deja ați descoperit anumite lucruri despre această persoană. Bineînțeles că nu v-au căzut bine. V-ați dat seama că această persoană v-a dezamăgit și că nu mai vreți să trăiți o astfel de experiență, că nu mai vreți să trăiți cu o astfel de persoană. Probabil ați descoperit că această persoană poartă o mască în fața voastră sau a purtat o mască în fața voastră până v-a cucerit. După care și-a dat acea mască jos și ați descoperit adevărata față. Ați descoperit probabil că această persoană are foarte multe vicii. Ați descoperit poate că consumă alcool și după face scandal. Și e clar că nu vă place. Dar ați descoperit foarte multe lucruri,
iar îngerii vă ajută și vă ghidează să puneți capăt acestei relații. Da? Deci mulți dintre voi ați căutat să puneți sau vreți să puneți capăt acestei relații. E adevărat, sunt momente în care vă doriți să se reîntoarcă, dar să se reîntoarcă schimbat, schimbată, ceea ce e destul de greu. Pentru cei care sau cele care această separare, să zicem așa, sau această pauză este pentru prima dată, mai la început, ca să spun așa, da, această persoană vă recaută, vine din nou la voi și așa mai departe. Dar țin să menționez, în toate cazurile, indiferent când ați cunoscut această persoană sau când v-ați separat, această persoană prea multe sentimente pentru voi nu are. Adică are pasiune, are atracție fizică, dar nu iubire. Indiferent că cunoașteți această persoană de 20 de ani, indiferent că o cunoașteți de 10 zile sau de 3 zile sau 3 ore, nu știu, așa. Apropo de chestia asta, o să vă spun și o glumă. Da? O glumă, dar care puțin e adevărată. Ok. Da, indiferent de când cunoașteți această persoană, nu înseamnă că are iubire pentru voi. Și acum o să vă spun și gluma. Era într-o seară într-un tramvai și o doamnă, domnișoară, așa, s-a uitat urât la un anumit domn și a zis că să-i ofere locul. La care domnul a întrebat de ce și a spus că e însărcinată de jumătate de oră. Da, de asta v-am spus că și la voi era problema, dacă cunoașteți această persoană de 3 ore nu înseamnă, sau de jumătate de oră nu înseamnă că vă iubește. Da, există pasiune, există atracție fizică, dar nu iubire. Voi vă doriți destul de mult această persoană să se reîntoarcă, da, pentru că încă nu ați descoperit toate lucrurile despre persoana respectivă, dar în momentul în care veți descoperi, veți rămâne destul de dezamăgiți, dezamăgit. E adevărat, este o etalare generală, nu personală, dar aici să știți că sunt foarte puține persoane, aș putea spune maxim cu indulgență 10 persoane, care vor rămâne alături de această persoană și pot rămâne alături de această persoană. Doar că menționez că asta nu înseamnă că aceste persoane care rămân împreună cu persoana respectivă vor fi și fericite. Această persoană nu are de gând să-și schimbe obiceiurile. Această persoană, dacă cumva până acum nu i-a plăcut munca, să nu vă imaginați că acum dacă stă și face o familie cu voi o să-i placă munca, da, o să vă promită, o să zică tot felul de lucruri, dar asta nu înseamnă că se va ține de promisiunile pe care le face. Această persoană acționează destul de imprudent, acționează fără să gândească și vă va face destul de mult să suferiți. În acest caz și cele 10 persoane care am spus, maxim 10 persoane, că vor rămâne împreună cu această persoană, e bine să gândească înainte de a rămâne cu această persoană. Oarecum ghizii voștri spiritual, îngerii voștri, universul, Dumnezeu, cum vreți voi să spuneți, vă ghidează să priviți în altă parte, să vedeți alți oameni, să-i cunoașteți, să faceți noi prieteni, noi relații, noi legături, faceți orice vreți voi, dar cu persoane noi, nu cu această persoană la care voi v-ați gândit când ați ales această variantă MOV. Și dacă sunteți încă, să zicem, sunteți în relație cu persoana respectivă, eu sper să fiți persoane care sunteți fericiți, fericite alături de această persoană și puteți rămâne împreună cu persoana respectivă. V-am spus, este o etalare generală, nu personală. Nu aș putea să vă spun exact cine cum rămâne și dacă este cineva fericit în această situație. Dar din câte văd, și dacă ar fi să fie cineva, sunt puține persoane și nu aș putea să... M-aș bucura să fiți toți fericiți și să greșesc eu. Dar, din păcate, sunt și persoane care suferă destul de mult, pentru că cealaltă persoană nu-și dorește altceva decât propriul său confort, propria sa mulțumire, da? Și doar atât.
Iar voi pentru această persoană nu sunteți decât o simplă aventură, o simplă persoană alături de care are un anumit confort, dar nu iubire. Da, voi puteți iubi această persoană, dar nu înseamnă că această persoană vă iubește la fel de mult cum îl iubiți sau o iubiți voi. Aveți destul de multe nopți nedormite și chiar vă gândiți la lucrurile pe care eu vi le spun în acest moment. Dacă vreți să recunoașteți, recunoașteți. Dacă nu, nu-i niciun fel de problemă. Ideea este să luați decizia cea mai corectă și cea mai bună pentru voi. Pentru că, până la urmă, voi trăiți cu persoana respectivă, nu eu. Da? Ok. Sper că aceste lucruri vă sunt de folos. Puteți să-mi lăsați un comentariu dacă v-a plăcut, dacă nu v-a plăcut, dacă ați rezonat, dacă nu ați rezonat, fără niciun fel de problemă. Dacă YouTube îmi permite, voi citi toate comentariile. Dacă vedeți acea inimioară bifată de mine, înseamnă că v-am văzut comentariu. Nu mă supăr, indiferent că e pozitiv sau negativ. Bun. Și am să trec la varianta numărul 2, varianta verde. Haideți să vedem ce urmează între voi doi, pentru cei de la varianta verde. Ce se întâmplă între voi doi, varianta verde. Varianta verde, cred că vă cam grăbiți undeva. Nu știu unde vă grăbiți, dar încercați să luați lucrurile mai ușor. Pentru că se pare că nu cunoașteți această persoană suficient de bine. Această persoană poate să aibă inițiala BJ, dar nu neapărat. Voi, din câte văd, sunteți persoane destul de creative. Sunteți persoane care aveți idei frumoase. La voi acum se termină un ciclu karmic și va începe altul. Este bine puțin să nu vă grăbiți. De asta v-am spus că voi vă grăbiți undeva, dar nu știu unde. Dar este bine să nu vă grăbiți. Unii dintre voi văd că ați cunoscut probabil această persoană de curând și vă gândiți să poate să vă lăsați situația actuală și să mergeți cu persoana respectivă, să formați o familie, să fiți fericiți și așa mai departe. Doar că după ce faceți pasul respectiv, acum urgent, da? Veți afla foarte multe lucruri despre persoana respectivă. N-ar fi de mirare să aflați că, de fapt, persoana respectivă este căsătorită cu altcineva. Căsătorită. Și că față de persoana respectivă simte o anumită legătură. E clar că o să urmeze o discuție destul de aprinsă, e clar că o să vă supărați, e clar că după o să plecați din situația respectivă. De asta vă spun, dacă cumva ați întâlnit pe cineva de curând și nu știți toate datele problemei, nu știți încă totul despre persoana respectivă sau spune, a, pe știi, am divorțat și-o fi divorțat, dar nu înseamnă că a divorțat în acte, doar s-o fi separat și după voi aflați că de fapt în acte n-a făcut-o din diverse motive, da? Pe care o să le aflați la momentul respectiv. Asta nu înseamnă că această persoană neapărat își dorește să rămână pe viitor cu voi, ci că se va întoarce. De asta vă spun, este bine un pic să așteptați, pentru că voi veți intra într-un nou ciclu karmic și automat veți cunoaște și o altă persoană care în acest moment este la distanță, dar care e posibil să vă urmărească deja pe rețelele de socializare, dar care încă să nu fi luat legătura cu voi. La fel se poate întâmpla ca voi să simțiți o anumită legătură față de această persoană pe care ați cunoscut-o de curând și să aveți impresia că e sufletul vostru geam, în sufletul vostru pereche și mai știu eu ce. Doar că această persoană nu a făcut altceva
decât să vă facă să simțiți lucrurile astea, nu înseamnă că este și adevărat. Această persoană vă vede ca pe ceva care vrea să obțină cu orice preț, cu orice preț, nu neapărat că își dorește ca pe viitor să faceți, să aveți o stabilitate. Da, vă promite, o să vezi că o să facem casă, familie, copii, stabilitate, tot ce vreți voi. Însă, din păcate, nu se întâmplă așa. E posibil, poate să fi cunoscut această persoană de mult, să fi încercat să faceți această familie sau această relație mai stabilă, dar să nu fi ajuns la căsătorie. Tot timpul să amâne momentul căsătoriei. Ăsta este un motiv principal pentru care tot amână această căsătorie, pentru că încă este legat de o anumită persoană din trecut, pentru că nu a făcut divorțul, n-a avut suficient curaj să vă spună până acum, sau încă se mai simte legată de persoana cu care a fost înaintea voastră. Și atunci își dorește să facă cumva lucrurile, să se reîntoarcă la acea persoană. De asta vă spun, fiți un pic atenți, atente, nu faceți schimbări bruște, nu luați decizii pripite, pentru că după s-ar putea să regretați. Nu văd o situație care să se termine frumos. Pare rău să vă spun asta, dar trebuie să vă spun, indiferent că vă place sau nu, la fel vă spun, este o etalare generală, nu personală, nu se poate întâmpla pentru toată lumea, posibil unii dintre voi să fiți foarte fericiți, să rămâneți împreună foarte fericiți, poate că deja știți cine este persoana la distanță, vine la voi și rămâneți fericiți. Dar m-aș bucura să se întâmple acest lucru, dar fiți atenți la vise, fiți atenți la semnele pe care vi le trimit îngerii voștri, pentru că vă veți da seama dacă este așa sau nu. Voi sunteți persoane destul de spirituale sau credincioase sau cum vreți voi să vă considerați, văd că și faceți anumite rugăciuni, anumite sfaturi, ritualuri, ceva de acest gen, și prin care probabil deja primiți anumite semne, doar că există și o foarte mare încăpățânare. Aici posibil să vorbim inclusiv despre zodii de foc sau zodii cornute, dar nu doar atât. Putem vorbi și despre alte zodii. Atenție la cifra 13-23, chiar și 3, dar deci 3-13-23. Deci la aceste cifre, care pot fi zile de naștere, pot fi numărul de la casă, pot fi număr de la mașină, pot să fie orice numere, sau să primiți voi anumite semne, anumite mesaje la orele respective. Indiferent că sunt ziua și noaptea, sau noaptea. Eu de asta spun în permanență și poate mă repet, încercați să vă notați în fiecare zi, dacă se poate, ce vi s-a întâmplat în ziua respectivă. Și după, la sfârșit de săptămână, să luați acel caiet, carnețel, cum vreți voi să-l numiți, și să recitiți ce ați scris voi. Da? Și puteți după să comparați cu ce vă spun și eu. Acum, totul depinde de la persoană la persoană, v-am spus, nu pentru toate persoanele este la fel. Dar așa, dacă voi vă notați, vă puteți da seama care sunt semnele care vin în viața voastră, ce se schimbă în viața voastră, cum se schimbă și așa mai departe. Adică e un jurnal pe care voi vi-l puteți face fiecare în parte, indiferent că pe calculator, pe caiet și așa mai departe. Da? Dar vă puteți da seama de foarte multe lucruri. Cam atât am avut de spus și pentru varianta numărul 2 și voi trece la varianta cu numărul 3 și anume portocaliu. Se vede varianta? Da, ok. Haideți să vedem ce urmează între voi doi pentru cei de la varianta portocaliu. Ce urmează între voi doi? A început frumos. Sper să se termine la fel de frumos la voi, măcar voi cei care ați ales varianta 3. Mai e și la voi mici probleme, dar să sperăm că doar sunt doar mici. Bun, varianta 3, portocaliu. Ce urmează între voi doi?
aștept că aici deja multe persoane ați suferit sau urmează să suferiți pentru această persoană. Și urmează între voi doi varianta portocalie. Frumos, totuși, chiar dacă nu vi se pare acum acest lucru, pentru unele dintre voi sau pentru unii dintre voi, aici avem două situații și o să vă spun anume ce. O persoană mai tânără și o persoană mai în vârstă. Aici vorbim despre o persoană pe care ați cunoscut-o în copilărie sau în tinerețe. Depinde de la caz la caz, este o persoană pe care ați cunoscut-o de mai mult timp, nu acum. Chiar dacă nu ați avut o relație cu persoana respectivă, e suficient că ați cunoscut-o în momentul respectiv. Poate a fost o atracție mică atunci, se poate întâmpla și așa, se poate întâmpla să fost și altceva mai mult de atât. Depinde de la caz la caz, de la persoană la persoană, da? Bun. Dar, voi e posibil să fiți căsătoriți, căsătorite. Să aveți familie, poate chiar și copii, sau să fiți însărcinate în acest moment. Doar că, așa cum am spus, e posibil să fi revenit în viața voastră o persoană din tinerețe. O persoană pe care ați cunoscut-o înainte de căsătorie. Iar acum să vă simțiți destul de instabil, emoțional. Să nu știți ce alegere să faceți. Dacă să mergeți în continuare cu această căsătorie, sau să acceptați propunerea persoanei din trecut. În același timp, primiți și tot felul de mesaje. La unele sau unii dintre voi, probabil vă e frică că află soțul sau soția. Dar nici nu faceți niciun pas, nici în stânga, nici în dreapta. E posibil, dacă cumva soțul este mai tânăr decât voi, să faceți această schimbare și să mergeți spre cealaltă persoană care probabil e mai mare decât voi. Dar nu neapărat, nu în toate cazurile. Dacă soțul este acea persoană un pic mai mare decât voi, e posibil să vă doriți să rămâneți în această căsătorie. Din diverse motive. Sau, ca să zic așa, persoana mai în vârstă, probabil, vă oferă o anumită stabilitate financiară, un anumit confort și vă gândiți că dacă mergeți spre persoana tânără, nu vă oferă același confort. E normal. Dar asta nu înseamnă că acea persoană nu poate munci pentru voi. Acea persoană poate să fie zodie de aer sau pământ. Doar că trebuie să fiți atenți că acea persoană mai tânără posibil să aibă și pe altcineva. Nu, știți cum se spune? Nu da vrabia din mână pe cioara de pe gard. Sau nu da cioara din mână pentru vrabia de pe gard, cum vreți voi. Pentru că e posibil să rămâneți dezamăgiți, dezamăgite. E adevărat că poate vă doriți un nou început. E adevărat că poate vreți o nouă situație. Că poate în cea care sunteți nu vă mai simțiți confortabil, dar vă recomand să vă gândiți în felul următor. Dacă cumva până acum nu ați avut copii și vă doriți într-adevăr să faceți un copil, da, atunci puteți pleca cu acea persoană tânără, mai tânără, ca să zic așa, persoana care e mai tânără decât voi, pentru că veți avea acel copil. Veți rămâne însărcinate cu el și, sau, și veți avea acel copilaș. Dacă aveți o familie și considerați că puteți să fiți fericiți în continuare, atunci rămâneți în familia care sunteți. De ce vă spun asta? Pentru că această persoană care este mai tânără decât voi și care poate a intrat în viața voastră, nu neapărat că e mai tânără, dar e o persoană care a reintrat în viața voastră, își dorește poate un copil. Și atunci să fie să intervină și asta pentru voi să fie o problemă. Poate vreți, poate nu vreți.
Și dacă îi spuneți după aia că nu vreți, s-ar putea să se uite în altă parte, da? Deci gândiți-vă bine la aceste aspecte, pentru că, da, între voi situația poate fi una bună. Aici, în acest caz, pot spune că chiar dacă în acest moment lucrurile nu stau tocmai bine pentru că trebuie să faceți alegerea pe care trebuie să o faceți și trebuie să vedeți exact ce schimbați și ce nou început aveți, dar indiferent cum veți alege, veți alege bine. Nu văd nimic care să umbrească fericirea voastră în acest moment, doar că trebuie să faceți o decizie. Faceți această decizie voi, nu lăsați lucrurile să degenereze, nu lăsați lucrurile să explodeze, ca să zic așa, pentru că după s-ar putea cine fuge după doi iepuri să nu prindă niciunul. E mai bine să discutați situația în ambele cazuri și să vedeți exact cum veți merge mai departe. E adevărat că poate în situația în care sunteți acum stagnați destul de mult, aveți destul de multe nopți nedormite, dar trebuie să faceți această schimbare, indiferent că vă place sau nu. Și este mai bine să faceți această schimbare în condiții mai prietenești decât în condiții de dușmănie. Asta depinde doar de voi. Dar lucrurile, până la urmă, indiferent cum, într-un fel sau altul, din câte văd aici, se vor rezolva. Dar, v-am spus, e mai bine să discutați lucrurile în timp util, pentru că voi aveți îngeri care vă protejează, aveți îngeri care vă transmit anumite lucruri, anumite situații și când vă veți simți mai căzuți, atunci vi se oferă o nouă șansă. Deci chiar dacă ați divorțat sau urmează să divorțați, nu trebuie să disperați, nu trebuie să fiți supărate, pentru că vi se acordă o nouă șansă. Dar, bineînțeles că trebuie să luați toate lucrurile în calcul și toate ideile care vă trec prin cap și să faceți lucrurile și demersurile necesare, așa cum trebuie. Dar este o etalare care se poate termina frumos pentru cei care au ales varianta numărul 3. Eu cam atât am avut de spus. Sper că v-a plăcut această etalare. O să vă rog să lăsați un comentariu, să dați un like, dislike, ce vreți voi, nu e problemă. Și dacă mai aveți idei de etalări, lăsați-le pentru că cu siguranță le voi face. Vă mulțumesc și vă doresc o seară cât mai frumoasă pentru cei care vedeți acest videoclip acum seara, pentru ceilalți o zi cât mai plăcută. La revedere!